ești pionier și inovator, întotdeauna cu un pas înaintea restului lumii. Energică, activă și curajoasă, personifici dinamica și puterea schimbărilor progresive. Prietenia și generozitatea ta atrage oamenii și îți garantează o primire călduroasă oriunde te afli. Sociabilă și deschisă, îți place să petreci timp în companii prietenoase. Neobosită și nerăbdătoare, te grăbești prin viață ca și când îți este teamă să pierzi ceva important. Tu ai întotdeauna curajul de a fi tu însăți și de a completa toate inițiativele și proiectele. Deși lupta cu opoziția nu te sperie, tu nu cauți confruntarea. Tu nu ești o eroină, curajul tău este mai degrabă o forță morală bazată pe principii stricte și bun simț. În viața ta apar adesea schimbări dramatice asociate cu cariera. Alegerea carierei în tinerețe, poate prea grăbită sau la insistența părinților tăi, se va confrunta mai devreme sau mai târziu cu nevoia urgentă de a schimba orientările vieții, găsind vocația ta adevărată. Importanța acestui moment este excepțională. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: autosuficiență, dorința de a fi prima, entuziasm, explozivă, ambițioasă, firească și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte. Elementul tău este un foc strălucitor și arzător, ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru cantitatea de energie și neliniște. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea ta, exprimarea directă. Ai o natură înaintea timpului tău, fiind inovatoare autentică. Influența constelației Berbecului în soarta ta se manifestă prin curajul și activitatea neîncetată. Energia ta viguroasă are un pronunțat caracter inovator, tu aduci întotdeauna schimbări. Oamenii te iubesc pentru că ești deschisă și activă, ești întotdeauna prietenoasă și dispusă să împărtășești ceea ce ai. Ai mulți prieteni, dar ritmul tău de viață depășește chiar și ritmul vieții prietenilor tăi și nu poți înceta nici măcar pentru cei dragi din cauza naturii tale. Tu ești precum o mașină cu mișcare perpetuă, ești în mod constant ocupată cu ceva, fără să întârzi pentru un minut. În ciuda faptului că ești neliniștită, alții simt de multe ori că ești predispusă la riscuri excesive. Unii te pot considera chiar un bărbat curajos în straie de femeie. Totuși, aceasta este o impresie superficială. Insolența uneori merită recunoaștere, iar riscul asociat cu aceasta trebuie evaluat ca o tactică pricepută. Apropo, tu nu iei în considerare acțiunile tale riscante. Fapt este că ai tendința de a avea o percepție asupra vieții ca un joc și se manifestă în fiecare minut, fie la masa de joc, fie la casino, fie la locul de muncă, fie în viața de zi cu zi. Ești condusă de spiritul de rivalitate și, desigur, de entuziasmul de a putea prinde piciorul norocului. Te-ai născut cu dragoste față de profesia ta. Această circumstanță, combinată cu iubirea de independență, te împiedică în cele din urmă să creezi o familie normală. În mod paradoxal, tu ai o nevoie profundă de a-ți raționaliza și aranja viața personală, în acest sens, este foarte important pentru tine să ai un prieten înțelegător lângă tine,
Dar ai un stil neconvențional de relații cu sexul opus. Pot să disting două tipuri distincte de stele născute în această zi. Pot să aparții primei categorii în care apar așa zi și pustinici, care se ocupă numai de proiectele lor și care dezvoltă stil, talent și abilități cu adevărat unice izolate de societate, sau pot să aparții celui de-al doilea tip. Poți fi figură publică, lider, căutând în mod activ urmași. Dacă aparții celui de-al doilea tip, ești înzestrată cu o magie mesianică capabilă să captiveze pe alții, spre deosebire de colegii tăi introvertiți, care își folosesc energia proprie pentru cunoașterea individuală. Dacă ești din cele extrovertite, îți cheltui energia pe inițiativele sociale sau pe crearea de diverse tipuri de organizații. Este posibil ca acțiunile tale să se datoreze parțial dorinței de recunoaștere, dar nu ai nimic în comun cu ipocriții care se mulțumesc cu mândrie falsă. Poți fi capabilă să recunoști că egoismul orb sau credința în infailibilitatea proprie se pot transforma într-un eșec fatal. Tu știi bine ce ești capabilă și, deși acționezi de multe ori la limita posibilului, nu treci niciodată linia fatală. Tu te abați de la planificarea scrupuloasă, ești fericită când poți implementa în mod eficient o idee spontană. Te distingi față de alții nativi din berbec având astfel de calități, curaj, onestitate, nobilime, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus. Cum afectează data de 10 aprilie soarta ta? Multe celebrități s-au născut în această zi, regele Carol I al României, părintele Ilie Cleopa, compozitorul Serghei Rahmaninov. Astfel de oameni își aduc întotdeauna toate planurile și angajamentele la îndeplinire, sunt întotdeauna înșiși în orice situație și nu se tem să lupte cu cei care nu împărtășesc punctul lor de vedere. Asemenea celebrităților, ai o bună soliditate morală. Talentele tale sunt rar prezentate în mod deschis tuturor. Din copilărie ai luat viața în serios precum și multe sarcini care ar fi o povară grea pentru alții. Odată cu vârsta devii un prieten tot mai bun, iar în viața de familie ești de încredere. Dacă alegerea carierei începe la o vârstă fragedă sau la cererea părinților, atunci poate dorești să îți schimbi obiectivele în carieră și, astfel să-ți găsești adevăratul tău potențial. Deși nu ești expusă unor riscuri mari, mediul tău poate transmite în liniște, acțiunile care pentru unii sunt un mare risc, pentru tine sunt normale. Ești foarte entuziasmată în viața de zi cu zi și această emoție este caracteristică oriunde, ai un puternic spirit competitiv și dorința de a prinde norocul în mână. Poți fi foarte îndrăgostită de profesia ta, dar dragostea de profesie și dorința de independență te poate împiedica să creezi o familie. Dragoste și compatibilitate. Pasionată și romantică, nu ești în niciun caz împotriva relațiilor apropiate, dar responsabilitatea și loialitatea nu sunt incluse în lista ta de merite. Când pasiunea dispare, poți părăsi partenerul să cauți noi emoții. Poți fi totuși dispusă să construiești o familie în conformitate cu normele comune acceptate, deși tu recunoști pe deplin relațiile libere, care reduc drastic capacitatea ta de a dobândi fericirea personală permanentă. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagetator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți o forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente uniuni matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentanți practici ai semnelor pământului, Capricorn, Taur și Balanța,
care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești întotdeauna curajoasă în toate și rămâi întotdeauna adevărată pentru tine însăți. Întotdeauna aduci la îndeplinire toate afacerile și proiectele, nu te temi de confruntare. Deși nu-l cauți cu sinceritate, ești excitată și iubești riscul și concurența. Tu încerci să surprinzi succesul trecător și entuziasmul pe care îl manifesti în toate sferele vieții, de la gospodărie la muncă. Rar te angajezi într-o căutare sinceră pentru aventură de capul tău, totuși dorința ta de risc și curajul se bazează pe puterea minții și principiile morale solide. Ești capabilă să demonstrezi îndrăzneală, dar nu risc exagerat. Toate riscurile le calculezi strategic. Se poate întâmpla ca din cauza muncii, niciodată nu creezi o familie și să rămâi singură până la sfârșitul vieții. Este chiar tragic, având în vedere că tu încerci să-ți aranjezi viața personală, chiar și în pasiunea ta pentru muncă, sănătate și boli. Îți vei menține sănătatea, dacă vei învăța să te relaxezi și să te odihnești. Nu ar trebui să fii îngrijorată dacă ceva din viața ta nu funcționează, deoarece depresiile sunt foarte periculoase pentru sănătatea ta. În plus, ești incredibil de sensibilă față de critică, la care ar trebui să înveți să reacționezi filosofic și să nu pui la inimă. Poți chiar să te îmbolnăvești din cauza unei evaluări negative a acțiunilor tale. Prin urmare, trebuie să înveți să te retragi din când în când și să-ți restabilești sănătatea și starea de spirit. Aceste lucruri ar trebui introduse în obișnuința ambelor tipuri, introvertită sau extrovertită. Dacă ești obosită de societate și de oameni, nu poți fi obosită de activitate, dar odihna este necesară pentru ambele cazuri. În ceea ce privește dieta, mănânci destul de echilibrat pe cont propriu. Singurul lucru pe care ar trebui să-l limitezi, dacă nu complet eliminat, este consumul de alcool. Dacă nu poți să te oprești de la băut și de la fumat, atunci ar trebui să păstrezi cel puțin aceste obiceiuri sub control, apropiindu-te de o viață intimă regulată. Fumatul episodic sau băuturile moderate în combinație cu o viață sexuală sănătoasă reprezintă cel mai bun compromis dacă ești dependentă de ceva. Soarta și norocul. Ești încrezătoare și generoasă. Ai un caracter independent și încăpățânat. Dar ești înțeleaptă, acțiunile tale sunt rezonabile. Având o intuiție excelentă, poți lua singură decizia corectă, te ajută să eviți multe greșeli și să ieși întotdeauna victorioasă din orice situație. Totul în viața ta va merge ca și cum ar fi în conformitate cu un plan scris în prealabil și, într-o oarecare măsură este, universul însuși ți-a stabilit destinul, iar această soartă este fericită. Sfaturi pentru tine. Evită trăirile prea intense și ferește-te de latura ta impulsiv-obsesivă. Apreciază plăcerile simple ale vieții. Succesul personal este la fel de important ca și cel social. Urmează-ți din când în când și inima, nu numai mintea. Învață să te liniștești. Acțiunile tale sunt legate de dorința de a primi recunoașterea din mediul tău, dar nu există trăsături comune caracteristice conducătorilor, ci doar mândria care sporește această dorință. Nu fii prea zeloasă și redu activitatea. Merită să acorzi atenție lumii din jurul tău, cât de frumoasă este, doar să te bucuri de viață. Recunoașterea celor din jur este mare, dar nu uita de victoriile personale, deoarece valoarea lor este foarte mare. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care poate depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului.
A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cer cei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.